n-a fost ușor. Traseul destul de lung, căzături. De la an la an îmbătrânesc, nu știu cât o să mai pot să fac. Dar ceea ce știu este că nu trebuie să uite copiii noștri că de Paști, asta se întâmplă moartea și învierea lui Iisus Hristos. N-am vrea să ne fure această sărbătoare sfântă, nici iepurașul cât ar fi el de drăgălaș, îl iubim, dar știm clar că Iisus Hristos de Paști, asta se întâmplă moartea și învierea lui. Facem această scenetă, acest happening, dacă vreți, pe stradă, printre oameni, printre jeepuri, printre plase, printre cumpărături. Să nu uităm, să nu ne luăm focusul de pe Hristos și să-L punem la ceva. Nu facem reclamă la niciun cult, la nicio biserică. Trimite oamenii să meargă la slujbă, în biserici. Vrem să fim un deget care arată spre Iisus Hristos. Toți actorii aici la Hăși au venit benevol aici. De aici urmează să mergem la Lugoș, pe urmă să fim către Pitești, o să fim și la București. La București o să jucăm două reprezentații acolo. O să jucăm și actori de la teatru. Credem că dăm o pată de culoare în preajma sărbătorilor. N-avem pretenții de mare artiști, doar că trebuie să facem ceva. Așa am înțeles eu că, ca și artist, să trag un semnal de ala. Nu știu cât de bine mi-a ieșit, dar știu cum fac cu o motivație sinceră. Nouă ediție, nu ați obosit. Ce anume? Nu ați obosit, sunt nouă ediție. Sunt obosit, aș fi ipocrit să spun că nu sunt obosit. Mă dor coastele, am căzut, am primit câteva lovituri în figură. Nu ies odeauna trucajele, dar merită, cred că. De purificare, să vedeți așa ceva pentru suflet? Ce anume v-a mai impresionat? Loviturile astea puternice și căzăturile și tot. Tot a fost parcă coreană.